Bună! Eu sunt Cristina Danileț, de la Digital Society Podcast. Știm foarte bine că sectorul cultural este unul dintre sectoarele cele mai afectate de răspândirea pandemiei COVID-19 și că numeroase evenimente, concerte, festivaluri și spectacole au fost anulate. Săli de teatru, cinematografe, spații de evenimente culturale sunt închise, iar restricțiile și incertitudinea afectează programarea și buna derulare a evenimentelor culturale. Deoarece ne dorim să aflăm mai multe despre desfășurarea proiectului Memoriile Cetății, în perioada acestei pandemii l-am invitat pe coordonatorul proiectului, Ionut Suciu, să ne povestească despre cum a făcut el față provocărilor pe care le-a întâmpinat în acest an dificil, dar și despre cum a reușit să respecte toate normele de siguranță propuse de autorități. Pentru început, ați putea să ne spuneți ce a însemnat proiectul pentru dumneavoastră? Atât pe plan profesional, dar și pe plan propriu. Ce a rezultat din această experiență pe care ați trăit-o în cadrul proiectului Memoriile Cetății? Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Vă salut pe toți. E o poveste care a început în urmă cu 3 ani, atunci când, de fapt în urmă cu 2 ani și ceva, atunci când s-a născut prima ediție. Suntem la 3-a ediție Memoriile Cetății. Pe prima am preluat-o cumva din mers, pentru că fusese inițiată de fostul director artistic al Timișoara 2021, Chris Torch. Am început cu un concept pe care apoi l-am adaptat pe parcurs și conceptul se referea inițial la ideea de cultură în cartiere, exprimată prin diferite modalități. În primul an am avut niște instalații pe care au lucrat atât artiști cât și membrii ai comunității locale, după care am schimbat puțin tematica, sau de fapt conceptul l-am schimbat în anii viitori, păstrând ideea principală de a aduce actul artistic în zonele locuite de, sau mă rog, în afara centrului Timișoarei. Și anul trecut am continuat această idee cu un concept ușor modificat, cu o echipă nouă, împreună cu care am continuat în mare parte și în acest an. Ce înseamnă Memoriile Cetății pentru mine? A însemnat o provocare încă de la început și din punct de vedere profesional și din punct de vedere personal, pentru că au ajuns să se îmbine cele două planuri pentru mine, pentru că deja nu mai este vorba doar de un proiect profesional, ci a devenit un proiect de suflet pentru mine. Pentru că ajung să-mi dedic foarte mare parte din timpul meu pentru el, indiferent că e timp, deja nici nu mai fac diferența între timpul profesional și cel personal. Deja, fie că e dimineață sau seară sau în timpul zilei, fie că noi avem înregistrarea asta în weekend, vor ști ascultătorii, cei care ne urmăresc, și tu știi că până să începe mi-a sunat telefonul de vreo, nu știu câte ori, într-un interval foarte scurt de timp, și toate erau telefoane legate de acest proiect. E un proiect în derulare care, așa cum spuneam, și-a propus să aducă actul cultural mai aproape și fizic de către locuitorii Timișoarei, pentru că foarte multe dintre evenimente, sau cele mai multe evenimente culturale din oraș au loc în zona centrală, în zona centrului istoric. Și pe undeva e și firesc lucrul acesta, dar noi ne-am gândit cu acest proiect să ducem actul artistic mai aproape de oameni și în locurile în care ei trăiesc, în locurile în care ei își fac cumpărăturile, își duc copiii la școală sau, nu știu, își trăiesc pur și simplu viața de zi cu zi. Și în sensul ăsta, în primul an am avut vreo 50 de evenimente petrecute în 10 cartiere din oraș, timp de 10 zile, atunci am sărbătorit centenarul României. Anul trecut am avut ca tematică Revoluția, pentru că s-au împlinit 30 de ani de la Revoluție, de la Revoluția Anticomunistă din 1989, și anul trecut am avut o serie de intervenții din nou, cred că în 8 sau 9 cartiere ale orașului. Probabil cele mai vizibile au fost cele care au legătură cu picturile murale, dar pe lângă asta am avut și alt gen de intervenții prin școli, ateliere de lucru cu elevi, ateliere de teatru, ateliere educaționale despre ce a însemnat Revoluția din 1989,
am avut teatru dus în cartiere, am avut un tramvai pe care l-am pictat împreună cu doi artiști, cu Alina Bohoru și cu Mircea Popescu, și care încă se plimbă pe străzile din Timișoara, cu semne care au legătură cu Revoluția din 1989. Am avut o fântână reabilitată într-unul dintre cartierele Timișoarei. Mă rog, nu reabilitată, greșesc cuvântul. E o fântână pe care s-a intervenit artistic. A fost un grup de artiști, Nava C2, cu care colaborăm și în acest standard pe un alt proiect, care a realizat o lucrare artistică pe una dintre fântânile cu apă potabilă din acea zonă, din zona Parcului Bucovina. Am avut benzi desenate pe care încă le puteți regăsi în stațiile de tramvai și autobuz din Timișoara, realizate de către artistul Sorina Vazelina, tot cu tematica Revoluției. Asta e ca să fac un scurt rezumat în ce s-a întâmplat anul trecut, pentru că activitățile au fost mult mai multe. Am avut și un concert tematic pentru Revoluția din sau care a amintit de Revoluția din 1989, un concert pus în scenă de Tavis Curtu și invitații lui. Au fost în jur de 20 de artiști care au urcat pe scenă atunci, și concert care s-a ținut o singură dată. A fost special construit acest concept pentru proiectul Memorii de Cetății. Și cine a reușit să asiste la el poate să spună că a asistat la un spectacol pus în scenă o singură dată, special pentru acest eveniment. Iar anul acesta a fost un an al provocărilor și mai mari, pentru că, așa cum știm cu toții, din păcate nu actul artistic sau în general cultura a fost văduvită anul acesta de extinderea pandemiei cu care ne confruntăm și implicit de restricțiile care au venit odată cu ea, așa că a trebuit să ne adaptăm și noi. Avem în plină desfășurare o ediție mai altfel a Memoriilor Cetății, o ediție care însă și-a propus să nu se îndepărteze de la scopul principal, acela de a duce cultura în diferite cartiere la Timișoarei. Și am făcut-o prin două componente. Componenta de picturi murale, care se desfășoară în complexul studențesc, și componenta de poezie de stradă, care se desfășoară în tot orașul, la cele mai importante intersecții semaforizate din oraș. Nu am mai avut un preambul pe care l-am inclus în Memoriile Cetății, un preambul realizat împreună cu colegii și prietenii de la Tribul Artistic și împreună cu cei de la Prim Banat, pe care l-am desfășurat în luna mai și care s-a numit Scena dintre blocuri, în care, la fel, am încercat să transmitem mesajul că artiștilor le-a fost dor de publicul larg și am prilejuit cumva o întâlnire între artiști și publicul larg, o întâlnire neconvențională, dar probabil că vom discuta la un moment dat și despre asta. Am vrut să fac așa un rezumat all in all cu ce s-a întâmplat în această perioadă. Că am văzut că ați atins și subiectul acesta cu pandemia. Având în vedere că situația curentă a cam afectat tot ce ține de activitatea asta, munca outdoors, ce v-a motivat să continuați proiectul Memoriile Cetății? Păi ne-a motivat în primul rând dorința de a face ceva în oraș. Cu atât mai mult cu cât anul acesta, așa cum spuneam, cultura nu s-a putut manifesta așa cum se manifesta de obicei, și activitățile culturale au fost, poate e prea dur cuvântul, restricționate, deși până la urmă asta este realitatea, și restricționate poate justificat până la un anumit punct din motive ce țin de siguranța oamenilor. Noi am pornit cu un plan mult mai amplu anul acesta pentru Memoriile Cetății. Intenția noastră era să-l dezvoltăm și mai mult decât în anii precedenți. Evident că a trebuit să ne adaptăm din mers. Au fost nici nu mai țin minte câte scenarii. De la începutul anului, cred că am lucrat cu vreo 5 scenarii pentru programul ăsta. Și într-un final am aflat, abia prin 24 septembrie, cred, că o să-l putem face și anul acesta. Atunci am primit confirmare oficială că s-a semnat un contract cu principalul finanțator, Primăria Municipiului Timișoara.
Și de atunci a fost, vă dați seama că timpul rămas a fost foarte scurt și a trebuit să ne adaptăm în primul rând la toate restricțiile care deja reîncepuseră să apară, pentru că planul nostru inițial era să desfășurăm ediția de anul acesta ceva mai devreme, cu vreo 2 luni mai devreme, cum ar fi fost încheiată de mult. Dar pur și simplu puteam să decidem să nu-l mai organizăm, ceea ce nu cred că ar fi fost în avantajul nimănui, sau să-l facem, să ne dăm toată silința și să scoatem ce avem mai bun din noi în cele 2 luni rămase. Așa că ne-am adaptat din mers și am decis să ne orientăm asupra complexului studențesc, pentru că ne-am dorit foarte mult ca prin tematica din acest an, care ține de istoricul și specificul și spiritul orașului, să aducem sau să familiarizăm și studenții, în calitate de cei mai noi locuitori ai Timișoarei, cu istoricul și cu spiritul orașului. Și așa s-au născut aceste picturi murale care au fost create până acum în complexul studențesc sau care încă sunt în lucru, pentru că lucrul la ele va mai dura până către finalul acestei luni. Iar cealaltă componentă, componenta de poezie de stradă, noi practic ne-am gândit să facem lucruri care se și pot face în perioada asta de pandemie. Pentru că ar fi fost puțin absurd din partea noastră să începem să inventăm sau să aducem lucruri la care sau pe care să le facem doar de dragul de a le face. Și poate prea dur acest termen. Dar evident că noi ne-am fi dorit foarte tare să interacționăm și în acest an cu publicul. Și să avem din nou acele spectacole în cartiere sau ateliere de lucru cu elevii sau... Ținem foarte mult la componenta asta. Dar evident că ne-am adaptat la contextul actual și atunci ne-am gândit, ok, ce putem să facem în vreme de pandemie, astfel încât să și rămână ceva pentru Timișoara și pentru locuitorii orașului, dar să nu ne abatem sub nicio formă de la regulile și restricțiile existente. Și atunci pictura murală a fost un prim exemplu de lucru pe care îl puteam face și pe care l-am început anul trecut și s-a derulat cu foarte mare succes. Și cel de-al doilea lucru a fost o idee care ne-a venit din mers. Nici nu mai țin minte, sincer, cum mi-a venit ideea asta. Cred că mi-a venit la semafor la un moment dat, stând și așteptând să se facă roșu, să se facă verde. Și am zis, băi, ce fain ar fi să citim o poezie în momentul în care stai să se facă, până stai să se facă verde. Și așa s-a născut poezia de stradă. A fost o idee și ne-am dat seama că e realizabilă, pentru că nu implică adunări mari de oameni. Oamenii oricum vor sta la semafor să se facă roșu. Nu ne imaginam că o să strângă 50 de oameni să citească 4 versuri, pentru că nici nu ai spațiul fizic pentru asta. Și ne-am gândit că dacă o să împrăștiem poezia asta prin oraș, peste tot, ne vom îndeplini una dintre misiunile noastre, aceea de a aduce cultura mai aproape de oameni. În cazul nostru e vorba de literatură. Și noi am dezvoltat o componentă literară și anul trecut, cam prin perioada asta, când am avut vreo 5 seri de jazz poetry într-un spațiu pe care l-am numit noi atunci, am botezat Corner Space, și în care poeți din Timișoara, dar nu doar din Timișoara, au recitat poezii acompaniați de Paper Jam, o trupă care făcea improvizație de muzică. Și, de fapt, e o continuare a abordării tematici literare, inclusiv în cadrul programului Memoriile Cetății. Și așa cum spuneam, da, asta a fost ideea, să aducem în cazul acesta literatura mai aproape de oameni. Cum putea să o aducem? Ok, dacă nu vine Mahomet la munte, ducem muntele la Mahomet, ca să folosesc o sintagmă celebră. Și am zis, hai să ducem noi poezia în cartiere. Hai să facem ca lumea să se întâlnească cu poezia, nu neapărat planificat. Și poate asta îl va stârni după aia pe locuitorul cartierului să meargă într-o librărie să-și cumpere o carte de poezie sau să meargă la bibliotecă să împrumute una. Asta a fost pur și simplu ideea. Iar reacțiile au fost
cât se poate de faine. Adică am avut, cred că cele mai impresionante erau reacțiile simple în care oameni simpli, pentru că am fost și eu de fiecare dată, în fiecare zi când s-au realizat, s-au imprimat aceste poezii, de fapt nu sunt niște poezii întregi, pentru că sunt niște versuri selectate din poezii. Selecția a fost făcută de către scriitorul Bogdan Munteanu. Și reacțiile au fost foarte faine și așa cum ziceam, cred că cele mai emoționante reacții au fost acei simpli mulțumesc. Erau oameni necunoscuți care veneau la noi sau la voluntarii care, împreună cu care făceam această treabă și ne spuneau atât, vă mulțumim. Și ni se făcea pielea de găină. Și au fost reacții dintre cele mai diverse. A fost o doamnă care vine la un moment dat, oh, ce bine că ați venit și la noi în cartier, că văzusem că în alte cartiere sunt și am crezut că la noi nu. La un moment dat a venit un domn și noi eram într-o intersecție, eram chiar cu Bogdan Munteanu, cu cel care a făcut selecția acestor poezii și a sunat pe cineva și a început să citească poezia la telefon. Uite, sunt într-o intersecție și citesc versurile, nici nu mai țin minte ce versuri erau. Da, cam asta e povestea, mă rog, pe scurt, cu poeziile. Asta ne-a atras cumva și pe noi la proiectul Memoriile Cetății, potențialul artei murale de a da orașul oamenilor înapoi, adică prin cultură și literatură și așa, se atinge o zonă care parcă a fost uitată până acum. Da, te rog. Și ați zis că interacțiunea cu publicul a fost un pic mai restrictivă în perioada asta. Cum s-au adaptat artiștii? Adică cum a avut de suferit interacțiunea artiștilor murali cu publicul lor? Păi artiștii care fac picturi murale în general nu interacționează în mod direct cu publicul, pentru că ei în momentul în care își realizează lucrarea sunt cocoțați pe o schelă sau pe o nacelă care e la 5, 10, 15 metri înălțime. Și ei sunt mai izolați decât absolut oricine în momentul ăla, pentru că nu e nimeni în jurul lor la o distanță destul de mare. Atunci evident că nu a existat o interacțiune directă. Poate au existat dialoguri pe care le-au avut oamenii în momentul în care artiștii au coborât și au întrebat ce se face aici, cum se face, care a fost interpretarea voastră. Dar din punctul ăsta de vedere, cred că artiștii au fost cei mai în siguranță acolo și publicul lor, pentru că noi ne-am gândit că o pictură murală poate să fie văzută de la distanță, adică dacă vrei să admiri o pictură, nu trebuie să asta nu implică adunări mari de oameni. Și pictura, tocmai asta e partea faină aici și partea sigură în cazul nostru, pentru că vorbim de pandemie, faptul că poți admira lucrarea respectivă de la o distanță suficient de mare încât să nu existe pericolul că ai pe cineva în apropiere care ar putea suferi de acest virus. Dacă inclusiv muzeele sunt deschise, există niște restricții și dacă la muzeu stai foarte aproape de o pictură ca să o poți admira, în cazul picturii murale lucrul acesta se poate face și de la distanță. Deci, cred că e încă un plus de siguranță, plus că să ne aflăm în spațiul liber, în aer liber, nu sub un acoperiș. Asta să nu se înțeleagă greșit că înseamnă că e pericol în muzee. Doamne, ferește, nu asta vreau să subliniem, ca să nu se înțeleagă greșit. Pur și simplu, aici elementele de siguranță cred că sunt cu totul îndeplinite. Da, ne gândeam și noi că probabil acum mai mult ca niciodată au putut să creeze neîntrerupți arta și să fie mai liniștiți oarecum din cauza că, într-adevăr, era liber și nu erau atât de mulți oameni pe stradă. Cum a fost, în schimb, pentru dumneavoastră? Cum ați reușit să faceți față presiunii create de pandemie? Aici e o poveste mai lungă care a început prin martie, odată cu extinderea pandemiei și în România. Și nu se rezumă doar la proiectul Memoriile Cetății, pentru că, mă rog, eu mă ocup de mai multe proiecte în cadrul viitoarei capitale culturale a Europei. Și pentru fiecare din ele, nu doar pentru Memoriile Cetății, am venit cu foarte multe scenarii
în toată perioada asta. Am început cu unul de la sfârșitul anului trecut, pe care trebuia să-l dezvoltăm. Apoi în martie am venit cu altul, în aprilie cu altul, în mai cu altul, în iunie cu altul, sau iulie, nici nu mai țin minte, în august cu altul și în septembrie. Uite, dacă stăm să le adunăm, cred că ies mai mult de 5. Am tot făcut scenarii pe care le-am adaptat din mers. La un moment dat aveam scenariul pentru fiecare proiect, avem scenariul A în care putem desfășura proiectele sub forma standard, sub forma dorită, cu adunări care, de oameni, da? Asta se întâmpla prin martie sau aprilie, când încă mai speram că poate vor reveni lucrurile la normal. Aveam scenariul B în care aveam activități și online și offline. Și scenariul C era scenariul cel mai negru, dacă pot să spun așa, doar cu activități online, în cazul în care ar fi existat în continuare starea de urgență, care nu ne-ar fi permis să ieșim din casă și atunci ne-am fi mutat cu totul și cu totul în mediul online. De altfel, uite, de exemplu, în cadrul programului La Pas, ca să fac o paralelă, pentru că mă ocup și de asta, noi am sperat până în ultimul moment că o să putem organiza un festival de gastronomie artizanală. Dar evident că nu s-a putut și atunci am mutat foarte multe din activitățile care ar fi trebuit să le desfășurăm acolo în mediul online și am avut de la degustări de produse artizanale pe care trebuia să le facem în cadrul festivalului, le-am mutat în online sau diferite activități prin care promovăm patrimoniul gastronomic din Banat, din nou, le-am mutat în mediul online pentru că asta a fost situație. Iar la memoriile cetății, ca să revenim la acest proiect, nu am mai putut să facem nicio activitate care implica adunări publice și atunci am preferat să ne concentrăm asupra acestor două ramuri mari care ne-au permis să ne desfășurăm și să lăsăm lucruri în urma noastră. Și despre partea de comunicare, ce ne puteți spune? Adică cum ați reușit să promovați munca artiștilor vizibilă publicului larg? Adică doar în mediul online sau ați făcut-o și offline? Offline am făcut-o prin intermediul presei, bineînțeles, cu ajutorul comunicatelor de presă și cu foarte multe materiale care au fost generate în această perioadă, pentru că, în general, pentru presă a fost un subiect interesant, acest proiect, pentru că a fost unul inedit până la urmă. Evident că și o bună parte din concentrare sau din atenție a fost concentrată pe mediul online. Avem o echipă care lucrează pe asta. O avem pe Izabela Crețan, care lucrează strict pe partea online cu tot ce înseamnă memoriile cetății, social media și așa mai departe. Și le avem pe colegele mele de la Timișoara 2021, Nico și Andreea, care ne ajută să ducem mesajul și mai departe. Ele au creionat strategia de comunicare și, da, cred că a mers destul de departe mesajul memoriilor cetății, pentru că am primit feedback din foarte, foarte multe locuri și cred că cel mai fain feedback pe care l-am primit constă în niște invitații din alte orașe din țară, ale unor oameni, sau din partea unor asociații care ne-au spus haideți să facem poezie de stradă și în orașul nostru. Sau haideți să facem poezie de stradă și inclusiv de la o instituție educațională dintr-un alt oraș am primit o invitație să mergem să ducem poezia și acolo. Ce tare! Și ce ne puteți spune despre proiect în viitor? Adică ce urmează pentru memoriile cetății? Cum vedeți acest proiect în anii ce urmează? Ca amploare și implicare, atât din partea organizatorilor, dar și a timișorenilor. Cum credeți că vor reacționa pe viitor? Evident că scopul nostru este să creștem acest proiect. Unul dintre scopuri este, pentru că am vorbit de pictură murală, este să creăm un traseu în anii viitori, un traseu de street art în Timișoara,
traseu care să poată fi parcurs de orice turist care ajunge în oraș. Noi ne dorim foarte tare aici să includem în acest traseu și sigur că o să inițiem discuții și cu alți organizatori de evenimente de profil, pentru că pictura murală în Timișoara a fost inițiată de alte evenimente de profil. Noi pur și simplu am contribuit și noi la acest la acest gen de manifestare artistică, dar în Timișoara sunt câteva sute lucrări de street art care credem noi că pot fi incluse într-un viitor traseu. E în lucru website-ul Memoriile Cetății și anul viitor o să implementăm o hartă interactivă care să cuprindă toate aceste lucrări. Asta este dorința noastră. Ea să poată să fie parcursă de absolut oricine, astfel încât în momentul în care ajunge în Timișoara sau chiar și de către timișoreni, să poată să intre pe hartă și să, dacă vrea să vadă o lucrare, să vadă unde este lucrarea respectivă. Sau dacă se află într-o anumită zonă, să intre pe hartă, să vadă, mamă, ia să vedem ce lucrări am eu în zona asta. Să dea click pe hartă, vede fotografia și poate să fie și ghidat către ea. Ăsta este unul dintre obiectivele noastre, dar obiectivele noastre sunt mai multe și evident că în anii viitori ne propunem să, în primul rând, să revenim în mijlocul publicului larg, dacă ne va permite condițiile, bineînțeles, din nou cu acele activități pe care le-am avut și în anii trecuți, de la teatru, spectacole de teatru sau de muzică sau de diferite performance-uri pe care să le avem în cartiere. Evident că, așa cum am spus, ne propunem să continuăm și componenta de pictură murală și e foarte interesant felul în care vom continua cu poezia de stradă, pentru că în momentul ăsta, având în vedere feedback-ul primit, ne dorim foarte tare să continuăm și această componentă. Chiar vorbeam cu Bogdan Munteanu, cel care a făcut selecția, că sunt foarte multe direcții în care putem continua această componentă. Ne gândim și să le facem bilingve sau să le facem în mai multe limbi, așezate în intersecție. Deja avem creionate câteva idei în minte. Rămâne să decidem împreună cu echipa. Echipa Memoriilor Cetății este mai mare. I-am menționat doar pe Bogdan până acum și pe Izabela, dar aș vrea să-i trec în revistă dacă o să ne ajute timpul. Foarte mult ne-a ajutat Andreea Săsăran, care s-a ocupat de componenta curatorială pentru picturile murale și care, mă rog, e un om bun la toate în cadrul acestui proiect și a fost și în anul trecut. Melinda Terec, care ea coordonează implementarea poeziilor de stradă și partea de printarea lor. Am uitat, apropo de poezia de stradă. Poezia de stradă mai are o componentă care face legătura cu picturile murale. E vorba de un poem ilustrat care va fi realizat și este în plin realizare, de fapt, în momentul ăsta. Probabil că în momentul în care va fi difuzat acest podcast, deja va fi gata. E un poem ilustrat realizat de către Ovidiu Batista pe peretele căminului G4 din complexul studențesc. Este vorba de Dragă poezie, scris de Ion Monoran, poetul Revoluției. Și o să vedeți o interpretare foarte frumoasă care îmbină literatura cu pictura. Da. Va fi foarte interesant și noi așteptăm să vedem rezultatul final. Îl vedem cum capătă contur zi de zi. Iar Ovidiu Batista este un artist din Timișoara care, întâmplător, chiar este și cadru didactic la Universitatea de Vest. N-am trecut în... Aș vrea să nu uit și pe ceilalți colegi care ne ajută să implementăm acest proiect. Pe Flavia Țună, care am vorbit de website și ea face, de fapt, toată grafica, nu doar a website-ului, ci și pentru întreaga poveste, Memoriile Cetății, că tot am vorbit noi de comunicare și dacă am vorbit de website, e Andrei și cu Costi, care se ocupă de el și care lucrează intens în aceste zile. Plus colegii mei de la Timișoara 2021, care în această perioadă
și ei... toată lumea contribuie, de fapt. Noi avem vreo 15 proiecte în derulare, 15 programe în derulare în perioada asta și așa că e o muncă asiduă pe care toată lumea o duce astfel încât să reușim să le ducem la bun sfârșit în aceste... Mai avem până la sfârșitul anului mai puțin de o lună în care trebuie să le implementăm pe toate. Într-adevăr, proiectul este unul inedit și așa, plin de culoare și de emoție. Mi-ar plăcea dacă puteți să ne arătați niște imagini reprezentative, poate chiar și din trecut, să ne faceți o paralelă, cum s-a desfășurat proiectul în trecut. Ce avem aici e în dreapta o pictură murală a lui Ionuț Popescu, care face referire la foarte multe premiere ale Timișoarei, echipa de rugby care a fost prima campioană din afara Bucureștiului, primul tramvai, iar în stâng, mă rog, sunt mai multe, că aici pictura nu este întreagă. O să vedem și felinarele care fac legătura sau trimitere la primul oraș cu iluminat electric și o scenă din Revoluție. Sunt, iar în stânga vedem o parte din poemul ilustrat de către Ovidiu Batista. Este încă în lucru poemul și cred că este chiar pe acel Ovidiu, dacă nu mă înșel, sau nu, nu-mi dau seama din această fotografie. Și dacă am adus vorba de acele, e musai să-l trec în... să-l amintesc și pe Ovidiu Andrei și omul care s-a ocupat de tot ce s-a însemnat producția Memoriile Cetății și omul care a fost disponibil și el zi și noapte, ori de câte ori a apărut o problemă. Așa. Aici avem lucrarea lui Cristian Scutaru, care face trimitere la ideea de libertate. Aici, de fapt, e o lucrare întreagă a lui Ionuț Popescu, cu momentele din Revoluție, felinarele, prima fabrică de bere, primul ziar. Asta e lucrarea lui Robert Obert, care face și are referire la mai multe elemente care au legătură cu Timișoara. Revoluția... Aici sunt niște revoluționari care ies din gura personajului respectiv. Aici sunt niște elemente care au legătură cu muzica și care fac trimitere la tradiția în ceea ce înseamnă muzica pentru Timișoara. Dacă ne uităm, sunt câteva ustensile care au legătură cu istoria artei pentru oraș și importanța artei artiștilor de aici, pe scena națională și nu numai, cărți care fac trimitere la literatură. Asta e lucrare făcută de către Caps Crew, e un grup din Iași. Noi, pe lângă apelul public pe care l-am avut în perioada lunii octombrie pentru selectarea artiștilor, pentru că 7 dintre artiști au fost selectați în urma acestui apel public, Am și invitat câteva grupuri din România. Asta este lucrarea grupului Caps Crew din Iași, Story of Now. Nu se vede foarte bine din acest unghi, dar pe partea dreaptă avem o reinterpretare a unui monument din Timișoara închinat Revoluției din 1989. Asta este pe fațada Căminului 19. Aici un detaliu cu poemul ilustrat, realizat de Ovidiu Batista. În partea de jos se vedea că se va contura chipul lui Ion Monoran, poetul Revoluției, Ovidiu Batista, aflat pe acela. Aici este o lucrare făcută de către grupul Nom Crew din Cluj, Chiero și Ocu, au venit la Timișoara pentru această lucrare. Aici se vede mai bine. E o lucrare foarte mare, care are în jur de 250 de metri pătrați și realizată la intrarea în căminul C22. Se aici vede sunt că sunt foarte în detaliu realizate. Da, s-a lucrat în medie o săptămână sau o săptămână și ceva pentru fiecare lucrare. Aici sunt câteva scene de la imprimarea poeziei de stradă. E o poezie de Alexander Stoicovici și unul dintre voluntarii noștri. O doamnă care a participat a fost atât de încântată de proiect încât a ținut neapărat să vină să ia și parte la el și nu doar că a luat parte, ci s-a implicat activ în foarte multe din zilele în care au prins viața aceste intersecții din oraș.
Cred că imaginile astea sunt de pe calea Torontalului sau de pe calea Aradului. Și iată privitori care trec strada și se opresc să... Iată, relevant este această fotografie cu biciclistul care se oprește să citească o poezie. În timp ce își servește și prânzul, probabil, din mers. Și altă poezie care, practic, scoate în evidență același lucru, un trecător care așteaptă să se facă verde aici la semafor și, și citește o poezie, na, lucru care arată că, până la urmă, proiectul și-a dus la îndeplinire obiectivul. Și lumea care trece citește inclusiv trecând strada. Am întâlnit de altfel foarte mulți oameni care s-au oprit la trecere de pietoni și nu doar că au citit poezia, ci au și fotografiat. Bogdan Munteanu povestea că într-o zi era la poezia lui, mă rog, într-unul dintre locurile în care era imprimată o poezie de-a lui Robert Șerban și zicea, băi, eu nu ți-am stat. Și s-a făcut verde, o doamnă s-a oprit, a făcut poze, a făcut poze până s-a făcut roșu din nou. Și după aia a rămas, a mai citit și a făcut poze în continuare și a trecut abia la următorul verde. Deci, da, astea sunt câteva fotografii cu poezia. Să vă arăt și câteva fotografii mai vechi. Astea sunt câteva fotografii din 2018, când am avut acele instalații în mai multe locuri, 10 locuri din oraș. Asta e lucrarea Sorinei Vazelina, care își propunea să arate o parte din istoria orașului. Și aici a fost o lucrare participativă făcută tot de ea, în care oricine putea să vină să intervine, să adauge elemente pe această instalație. Sunt artiștii școlii de circ din Timișoara, The Serious Road Trip, care au venit și au susținut un moment pe Picioroange, acolo un mic spectacol și o mică paradă, de fapt, și au intervenit la rândul lor pe ea. În interiorul acestor instalații putea absolut oricine să lase câte un mesaj și, după cum vedem, mesaje au fost lăsate din mai multe locuri din lumea asta, inclusiv din Taiwan sau din Israel, dar locurile au fost foarte multe. Tot detaliu din lucrarea Sorinei Vazelina. Și oameni care lasă mesaje sau contribuie la această lucrare. Asta este lucrarea lui Irlo, Hora Unirii, tot din 2018. Pentru că tematica a fost centenarul, Irlo a făcut această horă în care a implicat nu doar români, ci și alte naționalități, pentru că dacă vă uitați cu atenție, veți vedea că veți găsi oameni care fac trimitere și către alte naționalități. Da, în toată perioada s-au avut tot fel de spectacole, în cartiere spectacol cu foc, iată, teatru chinezesc, spectacol de teatru în stația de autobuz, aici a fost o experiență foarte faină, pentru că făcută împreună cu cei de la Teatrul Portabil, a fost un moment în care exact a funcționat la fel ca și cu poeziile. Oamenii au venit să joace teatru aici, am pus niște beanbag-uri pe care lumea se putea așeza. La un moment dat, aceste beanbag-uri s-au dovedit insuficiente, pentru că lumea care aștepta să vină autobuzul să plece spre serviciu sau spre casă sau unde voiau ei, au lăsat să treacă un autobuz, l-au lăsat să treacă și pe al doilea și s-au oprit să urmărească piesa de teatru. Și dacă la început erau foarte puțini, la sfârșit numărul lor, aici e o poză în plină desfășurare, da? către final numărul participanților a fost destul de mare. Oameni care, repet, au lăsat autobuzul să treacă și s-au coborât din autobuz și au rămas să vadă teatru. Asta e un spectacol sau un concert susținut de o fanfară, fanfara Centrului Militar, dacă nu mă înșer, susținut tot într-o stație de tramvai de data aceasta, în zona Sinaia. A fost organizat împreună cu Fundația Pentru Voi, care a fost gazda zonei respective. Noi am împărțit zonele și instalațiile din zone, le-am dat în încredințare unor artiști și respectiv unor grupuri de comunitare. De exemplu, aici lângă Facultatea de Arte am avut o bibliotecă făcută împreună cu Alex Boca de la Lapsus, o bibliotecă în spațiul public în care oricine putea să vină să citească, să se așeze frumos și să citească o carte și acolo colaborarea a fost făcută împreună cu Centrul Cultural German.
Cei de la Poli, de la Drucheria, de exemplu, au făcut ateliere de confecționat steaguri pentru cei mici, în Calea Lipovei. Acolo s-a jucat teatru în acele instalații, împreună cu cei de la Solidart. Fiecare seară îi vedeți pe Victor și pe Ana, care au jucat o piesă de teatru. Puteai să intri în instalație și erai singurul spectator. Se juca teatru doar pentru tine. Sigur, erau piese scurte, dar erau concepute astfel încât să fie un singur spectator care să și interacționeze acolo unde era cazul. Te simțeai special acolo. Asta era în Calea Șagului. Unde gazda au fost cei de la Fundația Județeană pentru Tinere Timiș. Aici e o trupă de vreo 30 de percuționiști care au susținut un spectacol ad hoc, acolo în stația de tramvai. În Soarelui, în zona Soarelui, au fost echipa de rugby, care a făcut tot felul de ateliere cu copiii, inclusiv acesta în care s-au simțit la înălțime, împreună cu Mircea Popescu, care a realizat iarăși o lucrare care face trimitere la tot felul de elemente din Timișoara, elemente transpuse pe această instalație. Aici este un detaliu, pentru că ele au fost mult mai multe. Aici este în zona Traian, unde cred că impactul a fost foarte unul dintre cele mai emoționante. Aici îl avem pe Adrian Florin Pop. Ei au făcut o instalație în care au folosit pictura, dar au folosit și foarte multe materiale reciclate. Și materialele reciclate pe care le-au folosit, le-au strâns cu ajutorul copiilor din cartier. Copiii care au înțeles că tot ceea ce se construiește acolo, până la urmă, trebuie să fie identificat de ei ca pe un bun al cartierului. Și a existat această înțelegere foarte bună între ei. Mircea Scutaru, care a făcut această instalație folosindu-se de mânuși, cu ideea de mâini întinse către omul care intră în ea. Aici este Silvia Tripșa și cercetașii din Timișoara. Da, Silvia a îmbrăcat în lumină acest tub și pe fiecare porțiune era scrisă o decadă pe care tu puteai să vii și să lași amintiri sau lucruri care te leagă de decada respectiv. 100 de ani, pentru că au fost 100 de ani de la unirea sau întregirea României. Foarte repede o să treci printr-o selecție din 2019. E un stencil făcut de Mircea Popescu, care a intervenit și pe un tramvai, o să-l vedem imediat. Astea sunt imagini cu comicsurile făcute de Sorina Vazelina și care se află în stațiile de tramvai și de autobuz. Asta este o lucrare făcută de către casele cu ochii închiși, artiști pe care le avem și anul acesta, care câștiga și ei concursul de anul acesta și care face referire și trimitere la ferma animalelor. E făcută pe un centru de tineret din zona Girocului. Interesant a fost că în interior am și jucat piesa Ferma, mă rog, pusă în scenă de către cei de la Aoleu. Asta este pictura murală de la silozul din Golful Begăi, cea care la momentul realizării a fost cea mai mare din România, avea în jur de 550 de metri pătrați. În momentul de față, între timp, s-a fost creată o alta ceva mai mare la Sibiu. Această lucrare a fost făcută împreună în colaborare cu Fisart, de către Flaviu Rouă, Alex Baciu, Irlo și Corina Nani. Alte perspective ale ei, ca să vă dați seama de dimensiunea ei, raportat la case. Aici e tot de Irlo făcută în curtea silozului, cu motiva și scenă din timpul lucrării. Asta e fântâna despre care vă spusesem, făcută de către cei de la Nava C2, practic au îmbrăcat-o într-un mozaic. A fost o lucrare participativă pentru că oricine putea să intervină asupra ei și să așeze bucăți din mozaic. Bianca Stancu din Craiova, împreună cu Andrei Tonița, au făcut această lucrare, iar aici este Lux. Asta lucrare e făcută pe strada Cosmonauților, în Timișoara, iar această lucrare e a lui Lux, făcută pe liceu auto. Fructul interzis se numește. Și lucrarea lui Lost Optics, care este chiar acum la Timișoara, împreună cu Sweet Damage Crew, e o lucrare care folosește și realitatea augmentată, ea poate fi scanată cu aplicație și în momentul în care este scanată, o să vedeți că lucrurile de pe pictate pe bloc, în zona Dacia se află această lucrare, se începe să se miște, să capete o nouă formă.
Și concertul despre care vă vorbeam, care pornește de la, de la, sau încearcă să facă trimitere la ce s-a întâmplat la Revoluția din 1989. Tramvaiul pictat, asta este partea de Mircea Popescu și aici e o parte pictată de către Alina Bohoru, din nou Mircea Popescu, același tramvai. Da, și cam asta este selecția pe care am pregătit-o. Observ din pozele astea din 2018 și 2019 că sunt așa pline cumva de experiența aia umană, ceea ce s-a pierdut puțin anul acesta. Dar e fain că ați reușit să adaptați proiectul și totuși s-au făcut chestii foarte interesante și foarte faine și Timișoara, într-adevăr, este un oraș unic și în care se fac chestii foarte faine din punct de vedere cultural și... Yeah. Noi ne bucurăm că a reușit să facem ediția și în acest an în condițiile actuale și ce sperăm noi e ca să putem să ducem mai departe planul inițiat în acest an, pentru că ne dorim să putem să intervenim în continuare în locurile astea în care oamenii își duc viața de zi cu zi și să-i facem să ridice capul din telefon sau din pământ și să vadă niște lucruri frumoase. Să-i facem să zâmbească. Da, e într-adevăr un proiect fain și unic care chiar merită să ia amploare și merită să rămână de actualitate mereu, din punctul meu de vedere. Păi, vă mulțumesc că ne-ați acordat, cred că o oră, pentru acest interviu și sperăm să tot auzim numai de bine de acest proiect. Mulțumesc și eu pentru invitație și vă doresc mult succes. Ați urmărit un nou episod Digital Society Podcast. Vă mulțumim pentru încrederea acordată. Eu sunt Danileț Cristina și m-am ocupat de editarea clipului, de imagine și de sunet, împreună cu colegul meu, George Deteșan. Totodată, aș dori să le mulțumesc și membrilor din echipa Digital Society Podcast care s-au implicat voluntar în realizarea acestui episod. Îi mulțumesc Larisa Ibosicăi pentru show notes, Victor Pârâu pentru inspirație și totodată le mulțumesc și Alexandrei Florea, Silviei Fierăscu și Aretei Cărbureanu pentru feedback.